Și de multe ori vorbim cu oamenii despre orice domeniu și ei încep să ne spună, voi aveți nevoie de una, voi aveți nevoie de alta, dar ce ai reușit să faci în viață? Ce ai realizat? Nimic. Scuză-mă, dar cum tu poți să mă sfătuiești dacă tu nu ai realizat nimic în viață? O, voi trebuie să puneți pe canalul vostru una sau alta. Țin minte cum Kiril cu Anastasie vorbeau la o conferință și acolo erau mulțime de sfătuitori. Voi trebuie una și alta să faceți, dar voi ați făcut ceva? Nu. Paradox, așa este. Dar aceasta este realitatea. Ceva undeva se întâmplă. Recepție. Aceasta este aluatul fariseilor. Astăzi sunt foarte mulți filozofi, teoreticieni, dar foarte puțini practicanți. Așa era și în acele timpuri și pentru aceste lucruri a venit pedeapsa peste poporul lui Dumnezeu. Și de lungul istoriei putem vedea ce sunt sute de ani, mii de ani în poporul evreu. Exact aici a și fost problema principală. Voia lui Dumnezeu era predată în felul personalizat, pervertit sau pur și simplu teoretic. Ei șed pe scaunul lui Moise. Deci, toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți păzițele și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și cu anevoaie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacteriile late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi, umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică rabi, rabi. El spune vouă, fariseilor, cărturarilor, adică învățătorilor în popor, v-a fost dată autoritatea să stați pe scaunul lui Moise, ca să citiți și să învățați poporul lui Dumnezeu lege. Dar unde este problema? El se adresează poporului și spune, voi ascultați când ei citesc și învață legea. Exact la fel, astăzi bisericile sunt poporul lui Dumnezeu și toate aceste lucruri sunt valabile și pentru noi. Dar, spune Iisus, să nu faceți conform faptelor acestor învățători. Că oamenii propovăduiesc, predau Biblia și astăzi sunt mulți asemenea oameni, dar în realitate ei nu aplică aceste lucruri în viața proprie. Aceste lucruri lipsesc în viața lor personală. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Cât de mult seamănă aceste lucruri cu viața noastră? Pur și simplu să se meargă într-un local sau într-o adunare, să se facă un ritual religios, să se arate cu tot exteriorul că ești credincios. Iisus spune, aceasta nu este ceea ce așteaptă Dumnezeu. Cu alte cuvinte, astăzi și atunci erau mulți teoreticieni. Știți ce înseamnă teoreticieni? Sunt oamenii care spun întotdeauna tot fel de teorii și asemenea oameni sunt atât de mulți. Dar ce au făcut ei în viață? Unde este practica? De aceea, când am crezut, Dumnezeu ne-a dat har și am început imediat să aplicăm în practică aceste lucruri. În primii 2 ani de credință, imediat după ce ne-am pocăit, Dumnezeu ne-a dat har și prin noi a deschis biserici în 3 localități. În primii 2 ani de credință. Aceasta este o practică foarte bună. Și nu putem să ne oprim, trebuie să mergem mai departe. Și de multe ori oameni citesc aici și spun, nu ai voie să te numești învățător, doar Iisus este învățătorul, nu ai voie să te numești tatăl. În acest caz, nu trebuie deloc să folosești acest cuvânt. Nu poți să te numești învățător. Poate că apostol nu poți să te numești, dar problema este ce stă în spatele acestor cuvinte. Iată despre ce vorbește Domnul. Și el nu s-a oprit la aceste cuvinte, el a continuat ideea. Pentru cineva apostol înseamnă ipolet și gata. Eu sunt un mare apostol, dar pentru mine apostol înseamnă cel pe care l-a trimis Dumnezeu, adică trimisul lui Dumnezeu, care a venit ca să înfăptuiască lucrarea lui Dumnezeu. Dacă omul este trimisul lui Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu îi dă un anumit har, o anumită putere și în viața acestui om, așa cum a fost și în viața apostolului Pavel, obligatoriu va fi rezultat. Și atunci poți să spui că acesta este apostolie, se vede că Dumnezeu l-a trimis.
Astăzi, mulți oameni spun, mi-a spus Dumnezeu, m-a trimis Dumnezeu. Bine, dar mai departe, ce stă în spatele acestor cuvinte? Ce este mai departe? Deci poți totuși să folosești aceste cuvinte sau nu? Despre ce este vorba? Dar eu am să-ți spun despre ce este vorba. Aici se vorbește despre mândrie. Haideți să vă citesc ca să înțelegeți și mai mult. Voi să nu vă numiți rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, iar voi toți sunteți frați. Și tată, să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este tatăl vostru, acela care este în ceruri. Să nu vă numiți dascăl, căci unul singur este dascălul vostru, Hristosul. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Oricine se va înălța, va fi smerit, și oricine se va smeri, va fi înălțat. Amin. Deci, întrebare. Când în viața ta este un nume, fie apostol, fie învățător, fie tată, fie dascăl, pentru ce sunt aceste lucruri? Ca să-ți îndrepți umerii și să spui, acum tăceți, pupați-mi mâna, îmi sunteți cu toții datori? Sau este și mai multă responsabilitate ca să slujești? Este înțelegere diferită. Deci Domnul spune că atunci când noi folosim anumite cuvinte, important este ce punem în ele. Problema fariseilor era că prin aceste cuvinte ei încercau să se autoînalțe. În spatele acestor cuvinte era mândrie. Înțelegeți? Să se înalțe. Mândrie. Domnul spune invers, că cel care se va smeri, pe acela îl va înălța Dumnezeu. Amin. De aceea, noi nu am venit să ne autoînălțăm. Unde ne-a trimis Dumnezeu și ce a spus să facem, noi facem și Dumnezeu ne ia și ne înalță. Și într-un loc am reușit și să deschidem biserica și în altul, și oamenii pe care îi dă Dumnezeu ajung la mântuire, și oamenii care s-au pocăit de la început, acum sunt pastori. De ce? Deoarece, dacă există mândrie, va fi sfârșitul harului. Dacă va fi smerenie, atunci va lucra Harul, va lucra Dumnezeu în viața noastră. Amin. Noi slujim de mai mult de 20 de ani, suntem slujitori, pastori și oamenii ne scriu și întreabă. Pastorul vostru este Ludmila Șutova? Eu zic, nu, noi suntem pastori. A, înseamnă că sunteți biserica fiica Ludmilei Șutova. Și mă gândesc, ce bine ne-am deghizat. Ce nivel de smerenie? Atât de mult nu ne-am auto-înălțat, că oamenii nu pot să înțeleagă nimic. Slavă lui Iisus Hristos! Așa că cel mai mare dintre noi să fie slujitorul tuturor. Minunat! Ați văzut situația? Ce înseamnă acest lucru? Închipuiți-vă, slujim de atâția ani, dar oamenii când se uită nu pot să înțeleagă. Sau o altă situație, am fost nu de mult la evanghelizare și un bărbat a început să vorbească cu mine și spune, dar eu sunt fanul bisericii voastre. Am aflat că el era un pastor și eu vă urmăresc, îmi place cum vă dezvoltați, urmărește toate misiunile, predicile și mă întreabă, dar dumneavoastră cine sunteți? Adeptul lui Iurii Pascal? Adică el îl cunoaște pe Iurii Pascal, este un om mare și mă întreabă, sunteți adeptul lui? Înțelegeți? Acum înțelegeți ceva sau nu? Cel care crede despre sine prea mult, cum este scris în Galateni, acela este un nimic. Dar cel care lucrează pentru Domnul și se face nimic, pe acela Dumnezeu îl ridică. Și noi ne bucurăm în privința acestor lucruri. Noi spunem aleluia, aleluia. Acest lucru arată ce am făcut noi timp de 20 de ani. Am încercat să povestim cine suntem noi, să ne scoatem pe noi în evidență, să ne mândrim sau am îndreptat toată atenția asupra lui Hristos. De aceea oamenii se uită și cineva crede că Ludmila este pastorul nostru, cineva crede că Iura Pascal. Și eu vreau să cred că și voi vă gândiți cu atâta smerenie la voi. De aceea vă povestesc aceste lucruri ca să fiți plini de rod. Aleluia! Și cu demnitate să puteți să vă uitați pe urmă peste viața proprie.
Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarelor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Foarte clar. În traducerea contemporană este scris: dacă nu veți începe să împliniți mai bine voia lui Dumnezeu decât cărturarii și farisei, deci esența este voia lui Dumnezeu, atunci nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu, deoarece voia lui Dumnezeu ne face neprihăniți.